Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu și vă propun în minutele următoare să descoperim noua procedură de realizare a resurselor educaționale deschise. Vă reamintesc, pe parcursul anului școlar 2021-2022, inspectoratele școlare județene au armonizat și au actualizat procedurile specifice existente la nivel județean cu privire la aprobarea resurselor educaționale deschise. Încă din anul 2017, în acord cu directivele Comisiei Europene și cu linia strategică din Agenda Digitală a României privind utilizarea TIC în cadrul procesului de învățare, inspectoratele județene, la solicitarea Ministerului Educației, au dezvoltat pe site-urile proprii un spațiu de organizare a resurselor educaționale deschise. Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv educativ, disponibile gratuit. În cadrul procedurii există precizate documentele de referință, de asemenea, definițiile și abrevierile termenilor utilizați în procedură, descrierea procedurii cuprinde elementele obligatorii, de asemenea, procedura cuprinde documentele utilizate, din care trebuie remarcată fișa descriptivă, apoi derularea operațiunilor ce debutează cu publicarea procedurii, apoi depunerea în etapa a doua la secretariat a fișei și a resursei educaționale deschise, urmând ulterior etapele 3 și 4, respectiv etapa a 5-a, în care se evaluează propriu-zis resursa educațională deschisă. Etapa a 8-a și a 9-a finalizează practic acest proces, afișându-se pe site-urile inspectoratelor județene resursele educaționale aprobate. După cum observați, documentele rezultate în urma acestui proces sunt menționate în procedura operațională, ce cuprinde calendarul, reperele în anexa 2, structura fișei descriptive fiind aceeași pentru toate inspectoratele județene. Criteriile de evaluare sunt de asemenea standardizate. Și iată, fișa descriptivă, declarația pe proprie răspundere, registrul electronic de evidență a resurselor educaționale, fișa de evaluare, ce cuprinde criteriile de evaluare, și în fine, lista cu resurse educaționale deschise. La final, cadrului didactic îi se va elibera o adeverință care să confirme faptul că resursa educațională a fost aprobată și postată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean. De asemenea, am încărcat o fișă descriptivă. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!